Sunteți de mult timp șomer? Nu chiar, de vreo 5 luni, în decembrie. Ce știți să faceți? Păi sunt zidar, sunt forjor tratamentist, instalator, am mai multe meserii. Și sperați să găsiți un loc de muncă, da? Să sperăm, da. Contează dacă locul de muncă este bine plătit sau acceptați orice? Cred că contează puțin să fie cât de cât bine plătit, nu? Pentru copil, nu pentru mine. N-a putut să vină? Nu. L-am în București, trebuie să vie aici. Vreau să-l aduc acasă. Și... termină facultatea, dar nu sunt șanse. Sunt de la Protecția Copilului și însoțesc tinerii din sistemul de protecție care sunt în căutarea unui loc de muncă. Da, și ei ce știu să fac? Adică... sunt calificați în meseria de dulgher, fierar, zidar, faianțar. Avem și văd că există o ofertă bogată. Peste 600 de posturi au fost puse la dispoziția solicitanților de angajatori, la care s-au adăugat 307 locuri de muncă vacante în Uniunea Europeană prin rețeaua EURES. Joburile sunt din domenii de activitate diverse, precum industria textilă și pielărie, construcții, servicii, alimentație publică sau turism. Din păcate, structura acestor locuri de muncă este limitată în ceea ce privește studiile superioare. Aproximativ 20 de locuri de muncă se oferă pentru aceștia. Majoritatea locurilor de muncă sunt disponibile pentru cei cu studii medii. În numai 3 ore au fost încadrate, primind repartiție pentru un loc de muncă, 41 de persoane, iar alte 1250 de persoane au fost selectate de angajatori pentru interviu sau probă de lucru. Căutăm pe cei care vor să devină subofițeri sanitari, după cum spuneam, și maiștri militari, specialiști în ceea ce înseamnă întreținere de servire tehnică și materiale din armata română. Le spunem oamenilor că le putem da informații privind locurile de muncă în Uniunea Europeană prin parteneriatul cu EURES din AJFM Vâlcea. Îi așteptăm la Biblioteca Județeană, îi putem ajuta cu realizarea pachetelor de angajare, CV-urile făcute așa cum trebuie, avem calculator la dispoziție, deci chiar putem fi de folos. La sfârșitul lunii martie, județul Vâlcea a înregistrat peste 11.000 de șomeri și o rată a șomajului de peste 6%.